Scaunul special pentru copiii de până la 3 ani trebuie amplasat de preferat pe locul din dreapta spate al autoturismului. Scaunul omologat rezistă impactului la peste 50 de km pe oră și garantează siguranța copilului. În ceea ce privește bebelușii, ei pot sta și în spate și în față în scoica specială pentru ei. În schimb, copiii de până la 12 ani nu pot sta pe locurile din fața ale mașinii pe care o conduceți. În cazul lor, este obligatorie purtarea centurii de siguranță pe locurile din spate, așa cum de altfel este obligatoriu de purtat pentru toți pasagerii din autoturism, indiferent de vârsta lor. Copiii cu o înălțime de peste 135 de centimetri pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță doar dacă poartă centuri de siguranță pentru adulți, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feței, ori dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul. În primele 4 luni ale anului, în urma acțiunilor pentru prevenirea accidentelor rutiere, polițiștii au aplicat 772 de sancțiuni contravenționale celor care nu au respectat prevederile legale privind transportul copiilor. 552 dintre acestea au fost aplicate pentru nerespectarea obligației de a se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate și 220 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea dispozițiilor privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță. Polițiștii atrag atenția asupra importanței respectării regulilor privind transportul copiilor, o categorie vulnerabilă de participanți la trafic, întrucât cei mici nu se pot proteja singuri. Polițiștii au aplicat 772 de sancțiuni contravenționale celor care nu au respectat prevederile legale privind transportul copiilor, 552 pentru nerespectarea obligației de a se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate și 220 pentru nerespectarea dispozițiilor privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță.